Capitolul 6 Era o zi de toamnă mohorâtă, toamna anului 1967. Ploase toată noaptea ca de la robinet, parcă se rupsese cerul. De dimineață, din cerul plumburiu, cernea potolit, ca prinsită cu picături mărunte. Trecuse dimineața când avea mare aglomerație în prăvălie. Se apropia ora 11. Eu ștergeam vitrina frigorifică, iar șefa mea aranja mezelurile tocmai primite. În magazin intră un factor, poștaș, pe care nu-l văzusem niciodată până atunci sau probabil nu l-am recunoscut. Era de statură potrivită, mai înalt ca mine, cu un cap. Avea o mustață caragioasă și șapca pusă șmecherește într-o parte. Cum intră în magazin, mi se adresă pe un ton familial, ca și când m-ar fi cunoscut de când lumea. Ia uite ce văd eu aici! Ce fată harnică! Te pricep se vede, ești bună de măritat, glumi el, prefăcându-se că inspectează geamul șters de mine. Ia vezi de treaba ta, factorule, nu te da pe lângă fata mea, că nu-i de nasul tău. Fata mea e cu minte, nu din care vreți voi. Dar ce am zis, doamna Adriana? Am făcut și eu o constatare, zise el râzând și cu ochii la mine. Hai zi, zi ce vrei să cumperi și du-te la treaba ta, îl repezi șefa serioasă. După ce plecă, se adresă către mine. Ai grijă că sunt mulți șmecheri ca ăsta. Să nu te lași păcălită de vorbele lor dulci. Tu ești un copil necăjit și asta îți mai lipsește să mai dai de al necaz. Mă auzi? Da, am zis eu, o să fiu atentă. Dar a doua zi poștașul se înființă din nou la aceeași oră. Să rămână de ce vă uitați așa ură la mine, doamnă? Întrebă el râzând cu fața tot spre mine. Hai, spune ce dorești că nu am chef de glume, spuse șefa. Această practicantă drăguță, pe ea o doresc. Ți-am mai spus să-ți vezi de treabă, zise îmbufnată doamna Adriana. Parcă tu nu cumpărai de aici de când te-ai făcut client fidel. De când aveți personal nou. Cumpără mezeluri și plecă râzând. Apoi au fost și alte zile în care glumele s-au repetat. Altădată mă ajută să dau ambalajele afară, dar niciodată nu mi-a propus o întâlnire. Începusem să îl aștept, știind la ce oră vine. Totul s-a întâmplat într-o săptămână. Nu știu ce era cu mine, dar când îl vedeam, inima începea să-mi bată tare, iar obrajii îmi ardeau. Într-o sâmbătă, când aranjam cutiile cu marfă, iar șefa era ocupată cu clienții, magazinul fiind plin, el s-a apropiat de mine și mi-a șoptit la ureche. Ce faci frumos, o așezi marfa? Hai să te ajut!" Nu e nevoie, am zis eu, mă descurc. Ea spune ce faci mâine, Ești cu mine în oraș. Acesta era momentul pe care l-așteptasem de mult, dar m-am prefăcut dezinteresată. Nu pot, îmi pare rău, trebuie să învăț. Am niște extemporale de dat și mi-e e imposibil. Poate altă dată. M-am gândit toată dimineața numai la el. Înseamnă că și el mă place. Mă gândeam eu fericită. Apoi a venit a doua propunere pe care nu am mai refuzat-o mi-a propus să mă aștepte la școală. Nu la școală, am spus eu, nu vreau să afle diriginta. Atunci te aștept la cinema tineretului că e în apropiere. La școală nu am vorbit cu colega mea de bancă decât despre întâlnirea mea. Era cea mai bună prietena mea și ne spuneam totul una celeilalte. Se numea Gina, era o fată foarte cu minte, cu o gândire matură. Mi-a zis să fiu foarte atentă că băieții nu spun totdeauna ce gândesc. Mai mi-a povestit că în cartierul în care locuiește sunt mulți golani. Și-a mai dat un exemplu despre un băiat ce i-a dat niște palme unei fete ce nu a vrut să meargă cu el după ce au fost într-un restaurant. Gina, abia aștept să ți-l prezint pe poștaș, zise eu entuziasmată. Veni și ora de întâlnire. M-am apropiat cu Gina să fac prezentările. Spre surprinderea mea, Gina se duse spre el. Ce faci, puiu? Eu nu știam cum se numește. Bine, dar tu? Bine, vin de la școală cu colega mea Vera. Cum, voi vă cunoașteți? Spuse eu mirată. Suntem din același cartier, spuse noul meu prieten. Gina se aplecă spre urechea mea și îmi șopti. acesta e cel de care spuneam că e un crai și a bătut-o pe fata aceea. Și mi-a făcut semn să nu zic nimic. Am condus-o pe Gina la autobuz, apoi am mers la film. Era un film cu Elvis Presley, o fată fericită. Avea buzunarele pardesiului pline cu ciocolată pe care o adusese pentru mine. S-a terminat filmul. M-a condus acasă, iar eu l-am dus la blocul alăturat, deoarece nu voiam să afle unde locuiesc. A doua zi abia așteptam să merg la școală, să aflu de la Gina a în legătură cu puiul și cu incidentul pe care mi l-a spus cu acea fată. Oare acest băiat care mie chiar îmi plăcea să fie un huligan? Dar Gina mi-a spus a doua zi că nu el era persoana, dar nici el nu avea o carte de vizită prea bună. Era mare, afemeiat și, în ciuda vârstei fragede, fusese văzut de mai multe ori în compania mai multor femei pe care le aducea acasă. Gina m-a prevenit, dar eu i-am spus că nu se poartă și cu mine la fel. Și, într-adevăr, mă făcea să mă simt unică, iubită, respectată, răsfățată. Ne vedeam în fiecare zi la practică, unde nu ne vorbeam foarte mult, ne să îi înșelăm vigilența doamnei Adriana, care era un adevărat cerber. Într-una din zilele în care mă aflam la mama, Cucu și-a făcut o invitație acasă la noi. Mamei îi plăcea mult acest băiat și chiar ar fi dorit să-l facă ginere. Eu i-am explicat că mie nu-mi plăcea de el decât ca mic, nimic mai mult. I-am spus mamei și de idila mea cu poștașul, fără să mă gândesc la ceva serios pentru nimeni. Aveam numai 16 ani. Cucu făcea parte dintr-o familie foarte respectată în periș de toată lumea. Avea casa lui un serviciu stabil și îi promisese mamei că mă va face fericită, asigurându-o că mă iubește cum n-a iubit pe nimeni vreodată. De aceea mama voia, după ce termin școala, să mă mărit cu el. Dar asta nu făcea parte și din planurile mele pentru a-i face mamei plăcere, am acceptat o întâlnire cu acest cucu. N-avea nimic frumos la înfățișare, dar se făcea plăcut prin felul lui de a vorbi și a se purta. Era înalt de aproximativ 1,80 m și cam 80 de kilograme. Capul mare cât o găleată era dotat cu niște ochi mari și buze cărnoase, atât de generoase, încât puteau folosi la prepararea unei piftii. Dar era o fire veselă, deschisă, în preajma căreia nu puteai să stai supărat. M-am întâlnit cu Cucu, ne-am plimbat, am râs, am glumit, m-am simțit foarte bine în preajma lui, dar n-am uitat să-i amintesc că sentimentele mele pentru el nu pot depăși limita de prietenie. Apoi, politicos, l-am condus la gară. Era în jur de șapte seara într-o sâmbătă de noiembrie, era frig, iar vântul bătea rece, se apropia iarna. Mergeam grăbită către casă, bucuroasă că am scăpat de această întâlnire. Dar când am ajuns acasă, surpriză! În sufragerie la masă, în fața unei sticle cu vin, stătea Puiu alături de unchiul, bunica și tanti Ștefania. Am rămas perplexă. Ce căuta aici? Și de unde știa unde locuiesc? Am aflat apoi că toate informațiile le primise de la factorul din sectorul meu, un om în vârstă. Era îmbrăcat într-un costum nou, gri petrol, am aflat apoi că era primul și singurul lui costum pe care îl îmbrăca atunci pentru prima oară, asortat cu o cravată roșu cu alb, la o cămașă albă. Era pieptenat cu grijă, cu o frizură peste cap, cu favoriți lungi și plete. Părea a fi din schițele lui Caragiale, cu părul lipidețeastă, ca și cum l-ar fi lins vaca. În anii 60, bărbații se purtau la costum în zilele de duminică, având cravate care se asortau la culoarea costumului. Nu m-a auzit nimeni când am intrat, așa că am rămas câteva momente în hol, ascultând pledoaria lui. Ce să vă spun, am crescut cu un tată vitre cu care am avut multe conflicte, fiind nevoie de la 15 ani să plec de acasă pentru a-mi câștiga existența. Cunosc toate greutățile și lipsurile vieții și înțeleg problemele verei pe care o respect și o apreciez foarte mult. Mai adăugă că dormise de multe ori în cotețul câinelui, fiind dat afară de tatăl vitreg cu acordul mamei, apoi am aflat că faptele relatate nu erau adevărate. Toată asistența l-a ascultat cu compasiune, le înmuiase inimile și le câștigase simpatia și încrederea. Vai, tu băiat cât a suferit, Zicea bunica cu lacrimi în ochi. Bună seara, dar ce-i cu tine aici? zise eu făcându-mi apariția. Am venit să-ți cunosc familia, să mă cunoască și să nu mai ascundem relația noastră, pe care eu doresc să fie serioasă și trainică. Tu știi ce sentimente am pentru tine. De aceea am vrut să le comunic și rudelor tale. Toată lumea era de partea lui. Atmosfera era veselă și prietenoasă. Nu mai aveam nimic de spus. După aproape o oră l-am condus la ușă. Acum ești prietena mea oficială, am voie să te iau și să te aduc la ora stabilită de mămăița," zise el vesel. Mare șmecher mai ești de-ai câștiga pe toată lumea felicitări," bunicii i-a spus mămăiță de când a văzut-o. Așa a început povestea mea de dragoste cu primul om care a intrat în viața mea cu adevărat, omul pe care l-am iubit și care mi-a distrus cei mai frumoși ani și care mi-a provocat multă suferință. Dar când ești doar o fetiță de 16 ani, fără experiență de viață, fără părinți lângă tine sau cu cineva care să-ți îndrume pașii pe cărarea vieții, atunci ești aruncat în vâltoarea ei, ceea ce te duce de cele mai multe ori la eșec. Nici el nu era foarte mare, avea 18 ani, dar spre deosebire de mine avea experiență de viață. Locuise singur vreo doi ani, lucrase la Galați, la Combinatul Siderurgic, la Constanța, Liftier și la Soveja. Și cum să nu mă zăpăcească dacă nu se mai dezlipea de mine decât când eram la școală și la practică? Distribuia repede corespondența și mă lua și de la școală sau practică. De acum avea acces și în casă și pleca doar când era ora de culcare. Mai mult, nu mai lăsa pe bunica să-mi spele halatele albe, șorțulețele și rozetele de la practică. Le spăla și le apreta el, le călca de stătea în picioare. Când mă lua de la școală, mă punea să caut în buzunarele pardesiului, unde găseam dulciuri și fructe. Fiind primul prieten oficial recunoscut și acceptat de-ai mei, l am prezentat mamei. Mama n-a fost foarte încântată, dar nu a avut nicio comportare ostilă s-a mângâia cu gândul că va pleca în armată și atunci totul va fi uitat. Apoi ea avea problemele ei personale și n-a dat prea mult atenție acestei relații, considerând-o mai mult un moft. Veni luna decembrie, se apropie revelionul, mama a avut grijă să-mi impună să vin imediat la periș să sărbătorim, împreună chiar și cu noul meu prieten, dacă altfel nu se poate. Am promis că nu voi lipsi sub nicio formă. L-am anunțat pe puiul de această decizie și a fost foarte bucuros să petrecem revelionul la mama. Am stabilit detaliile și astfel hotărârea a fost luată. Cu trei zile până la acest eveniment a avut loc o întâmplare care era cât pe aci să ne dea toate planurile peste cap. Eram la practică. Cu o oră înainte de închiderea magazinului își făcu apariția puiul care mă chemă discret. Vezi asta? Îmi spuse el și îmi flutură o scrisoare. Avem de discutat. Și plecă în grabă. Ce zise factorul, Vera?" Mă întrebă doamna Adriana, suspicioasă. De pleca așa, în grabă." N-am înțeles prea bine, doamnă." Îi răspunse eu, evaziv. Ai grijă că, pletos, o stai foarte șmecher." Când am plecat acasă, puiul m-a așteptat. Ia spune, măi, ce-i cu scrisoarea aceea?" L-am întrebat eu, nerăbdătoare. Mi-a dat-o Dragomir, poștașul de la blocul meu. Ți-a scris-o cu cuție." și îmi citi scrisoarea în care Cucu mă ruga să vin singură la periș de revelion, asigurându-mă de toată dragostea lui. Mai spunea că de voi face imprudența să vin cu prietenul meu, nu o să fie bine. M-am înfuriat de îndrăzneala acestui băiat care pusese monopol pe mine, fără să-i datorez nimic. Ascultă-mă cu atenție, puiu, eu n-am nicio obligație față de nimeni, cu atât mai puțin față de acest băiat. Nu știu cum și-a permis să scrie asemenea aberație, dar îi voi cere socotală cu prima ocazie. Eu cred că înțelegi că nu mai pot să merg la periș în asemenea condiții și aș vrea să nu mergi nici tu, ci să rămâi de revelion aici cu mine. Eu nu te pot obliga să vii cu mine, dar îți garantez că nu se va întâmpla nimic dacă vei merge. Eu aici nu am cum să rămân cu tine, că am promis mamei că voi fi cu ea de revelion. Pe păi cum să te duci singur acolo unde te așteaptă băieții, iar eu să rămân aici? Este alegerea ta, spuse eu hotărâtă. Bunica cel îndrăgise foarte mult l-a sfătuit să nu meargă cu mine ca să nu pățească ceva. Nu pot, mă O iubesc prea mult ca să o las la o petrecere cu băieți. Ris să rămân fără ea și-ar fi un ris prea mare. Așa că am hotărât să luăm două verighete de tinichea și să ne prezentăm tuturor ca logodiți. Să folosim această minciună pentru liniștea lui. A cumpărat o damigeană de vin de 5 litri și cu vinul și verighetele de tinichea ne-am prezentat la periș. La mama era casa plină, bineînțeles și cucu, iar muzica se auzea de la poartă. Am făcut prezentările, pe puiul am prezentat ca fiind logotnic și am șoptit mamei la ureche că, de fapt, nu sunt nici de cum logodită. A înțeles imediat situația. Cucu s-a schimbat la față când a văzut verighetele. A fost o seară foarte grea, nu s-a întâmplat niciun incident și niciun scandal, dar pentru mine a fost penibil. Îl vedeam pe Cucu foarte supărat, părea că suferă cumplit și mă simțeam foarte vinovată. Când puiul a mers la toaletă, m-a rugat să scot verigheta că nu suporta să mă vadă cu ea pe deget. O să mai rămân o oră, două, doar să mai dansez și eu cu tine un pic. Apoi voi pleca și poți să spui din nou verigheta. Am scos verigheta de pe deget și am băgat-o în buzunar. Între timp puiul a venit de afară. Unde ți-e verigheta?" întrebă el surprins. Am vrut să mă spăl pe mâini și am scos-o. Bă, nu ești eu de ce, te rog să o pui pe deget." I-am făcut pe plac, nu vroiam să se simtă rău, fiind pentru prima oară la mama în vizită. Apoi m-a invitat la dans. În timp ce dansam, am observat că avea ochii umezi. I-am pus pe mâna pe față și avea obraji uzi. Ce s-a întâmplat? De ce plângi?" l-am întrebat eu mirată. Pentru că te iubesc, că voi rămâne fără tine. Peste un an voi pleca în armată, iar tu nu mă vei aștepta." Te plac atâția băieți încât nu știu dacă până la urmă mă vei alege pe mine, zise el printre lacrimi. Nici până azi nu știu dacă acele lacrimi au fost adevărate sau dacă pur și simplu juca teatru. Cert este că pe mine m-au impresionat foarte mult atunci și m-au convins pe deplin că mă iubește cu adevărat. Cucu a dansat și el cu mine un dans și a plecat cătrănit. Apoi petrecerea a continuat fără niciun alt incident. Am stat două zile la mama unde puiul s-a simțit foarte bine. Trecu și revelionul. Acum, în fiecare sâmbătă seara, mergea și el la periș. Dormeam la mama și ne întorceam duminică seara sau, când eram în vacanță, luni dimineața. Când mama era de serviciu, în schimbul de noapte găseam cheia sub preș. Cu toate că eram nedespărțiți, eram fecioară totuși. Două luni am tot fost mereu împreună, peste tot. Eu nu mai concepeam să stau nici măcar o zi fără el. Se purta cu mine ca un iubit, ca un tată și ca un frate de care duceam lipsă. La sfârșitul lui februarie am observat în comportarea lui o oarecare răceală care nu mi-a scăpat. L-am întrebat ce s-a întâmplat, îmi spunea că totul e bine, dar nu era. Aceasta a fost prima lovitură pe care am primit-o de la cel pe care l-am iubit pentru prima oară. Era într-o duminică seara și tocmai venisem de la Periș. Bunica, știind că venim, ne aștepta cu masa. Haideți, mamă, treceți la masă. Apoi am ceva să vă spun. Nu, bunico, spune întâi și vom servi apoi masa. Am zis eu curioasă. Și bunica au și început povestirea. Sâmbătă, după ce ați plecat voi la Periș, au sunat la ușă două femei. Le-am poftit în casă și le-am întrebat scopul vizitei. După ce s-au asigurat că aceasta este adresa exactă unde locuiește Vera, au început interogatoriul. S-au interesat de când îl cunosc pe puiu și ce intenții aveam pentru viitor. Unica le-a spus că eu sunt la școală și, cel puțin, deocamdată nu s-a pus problema căsătoriei. Noi am venit la dumneavoastră să aflăm adevărul, își începu pledoaria una dintre femei. Păi eu a venit să-mi ceară fata de nevastă, dar am înțeles că ar avea o relație cu Vera. Nu am înțeles prea bine despre ce e vorba, de aceea am venit să ne lămurim. Băiatul e tot timpul la noi în casă și pare foarte îndrăgostit de fica mea, care are 18 ani. Doamnă, nepoata mea are doar 16 ani și nu-i de măritat. Dar nu înțeleg cum vine poștașul la dumneavoastră în fiecare zi, că și la noi e tot absolut în fiecare zi. Nu are nicio obligație față de nepoata mea, așa că vă puteți căsători fata cu el fără nicio problemă. Apoi femeile au salutat politicoase și au plecat fericite. Ascultam ce-mi spunea bunica și nu-mi venea a crede. Eram sigură că e o confuzie, nu putea fi adevărat. Așa că l-am întrebat pe puiu. Ai auzit ce spune bunica, e adevărat? Întreba eu, fiind sigură că răspunsul va fi negativ. E adevărat, răspunse puiul cu seninătate. Ce ai spus? Cum? Pleacă imediat! Dispar să nu te mai văd niciodată în calea mea! Spuse eu, mecanic, încă sub impulsul surprizei. Și-a luat pardisiul din cui și a plecat. Atât eu cât și bunica n-am scos o vorbă. După ce mi-am revenit din șoc, m-am încuiat în dormitor și am plâns două ore, după care am adormit fără să mănânc nimic. M-am confruntat pentru prima oară cu trădarea, dar nu știam că ăsta e doar începutul. Dacă aș fi avut minte, m-aș fi îndepărtat de acel om de atunci, definitiv, și n-aș mai fi avut de suferit atâta amar de vreme. Dar eu judecam cu inima, nici de cum cu mintea, ca orice fată de 16 ani orbită de dragoste. Cine era să mă sfătuiască? Mama care avea ea însăși probleme în dragoste? Sau bunica pe care eu o consideram expirată și nici nu o luam în seamă? Avea minima frântă. Nu-mi venea să cred că mi se întâmpla așa ceva și nu înțelegeam de ce așa, dintr-o dată. Unde erau cuvintele de dragoste pe care mi le șoptise și jurămintele că nu poate trăi fără mine? Nu înțelegeam când a avut timp să aibă o relație în paralel cu mine, și cu ce greșisem eu să merit așa ceva? Nu mai mâncam decât foarte puțin la rugămințile bunicii și mătușii. Plângeam în fiecare zi și îl visam în fiecare seară că eram tot timpul cu gândul la el. Când veneam de la școală, mă uitam pe hol să văd dacă sunt pantofii lui. Văzând că nu sunt, aruncam ghiozdanul și intram în camera de plâns dormitorul. Cumpărături nu mai făcea de la magazinul nostru, numai învățătura nu o neglijam. Când mergeam la școală lăsam problemele la poartă, dar eu n-am renunțat la puiu. Îl așteptam, știam că va veni, simțeam asta. După o lună și, o jum și jumătate a venit, dar înainte de a veni după mine la școală a trecut pe la mătușa pentru documentare. Vroia să se asigure de sentimentele mele pentru el. Mătușa Ștefania i-a spus că iubesc la fel de mult și plâng mereu de dorul lui, așa că s-a prezentat sigur pe el la întâlnirea cu mine. Veneam cu Gina Agale comentând împreună ultimele bârfe de la școală. O ascultam fără chef. Deodată i-a spuse, Ia uite Vera, tipul de colo nu-i cumva puiu?" El stătea în calea noastră zâmbind. M-am apropiat și i-am spus, De ce m-ai așteptat aici? Ce mai vrei de la mine?" Nu te-am așteptat pe tine, trebuie să mă văd cu cineva din sector să rezolv problema unui abonament. Atunci, la revedere, zise eu și i am întors spatele. Ia stai puțin, domnișoară, mă prinse el de mână. Poate mi-a fost dor de tine. Mie nu mi-a fost, zise eu iritată. Totul fals, spuse el râzând. M-am informat și știu că mă mai iubești și că ți-a fost dor de mine. Te rog să mă lași în pace. Am zis și mi-am retras mâna din mâna lui. Gina plecase lăsându-ne să ne rezolvăm problemele. Eu mergeam grăbită către autobuz, iar el după mine. Apoi mi-a ținut o pledoarie de o oră în care mi-a explicat că a avut o rătăcire de moment, că el m-a iubit numai pe mine, să-l iert că nu poate trăi fără mine și alte abureli din trastea pe care eu atunci le-am crezut sau mai degrabă am vrut să le cred. Și bineînțeles, l-am iertat și ne-am împăcat și din nou era tot timpul cu mine. Mai mult decât atât s-a gândit că s-a gândit el mai bine să se mute în gaz de la mătușa pentru a fi aproape de mine. Se purta cu mine cum nu se purtase nimeni niciodată, iar eu aveam în el încredere oarbă. Mă simțisem iubită, ocrotită, apărată. Nu primisem bursă de, la, de două luni de la școală și nici mama nu mai trimisese niciun ban. Îi dăduse numai lui Tanti Ștefania pentru întreținerea mea. Singurele mele haine erau cele pe care le cumpărasem când eram la muncă, la Zugravi. Aveam însă uniformele și rechizitele cumpărate de mama. Încălțările se tociseră la tocuri și nu mai știam cum să le mai ascund. Într-o zi, când eram cu puiul în oraș, m-am oprit în fața unei vitrine fascinată de niște pantofi. Erau de culoare grenanchis, cu tocul înalt, și vârful pantofilor era din lac negru. În fața avea o fundiță de aceeași culoare. I-am privit îndelung după care am plecat oftând. Îți plac acești pantofi?" mă întrebă puiul. Nu chiar așa mult." Am răspuns eu să nu creadă că bata apropouri. Dar el văzuse că eu am plecat oftând. Peste două zile când am venit de la școală am găsit în bucătărie pe masă o cutie. Nu era nimeni acasă. Am deschis cutia, am tresărit cu bucurie. Erau pantofii văzuți de mine în vitrină, dar m-am întristat imediat. De ce mi-a cumpărat el mie pantofi? Oare era frumos? Trebuie să spun cititorului că în anii 1960, când eu eram domnișoară, nu era permis ca o fată cu minte să primească asemenea cadouri de la băieți. Era împotriva bunei cuvințe. Asemenea cadouri se făceau la amante. De asemenea, era compromițător pentru fete să-și dea întâlnire în alte locuri decât la cofetărie și la discotecă sau joia la seratele dansante, așa numita joia tineretului. Dar să revenim la povestea pantofilor. După ce i-am probat și i-am admirat, i-am pus înapoi în cutie plină de amărăciune. După 10 minute își făcu apariția și puiul. Uite, ți-am cumpărat un cadou care sper să-ți placă. Cum ți-ai permis să mă umilești?" cumpărându-mi așa ceva. Asemenea cadouri se fac la fete, îi reproșai eu furioasă. De unde ei ai cumpărat de la Romarta? Să-i duci imediat înapoi, cam să vorbesc cu domnica să ți-i primească. Domnica era colega mea de clasă, eram la alimentare și textile încălțăminte în aceeași clasă, fiind aceleași materii în afară de merceologie. Stai puțin, Vera, încearcă să te calmezi, zise puiu. Dacă nu vrei să-i primești ca și cadou, îmi vei da banii pe ei când primești bursă sau când îți aduce mama ta. M-am mai liniștit când am auzit așa ceva. Bine atunci, îți mulțumesc pentru un prumut. Așa mai Vera, spuse el și îmi sărută obrajii. Acum eram fericită. Aveam de gând cum fac rost de bani să-mi plătesc datoria. Dar această datorie n-am plătit-o niciodată, oricât de corectă sunt eu din acest punct de vedere. Pentru că ne-am căsătorit și astfel am rămas datoare. Noi de acum formam aproape un cuplu. Spun asta deoarece eram aproape tot timpul împreună, el locuind în aceeași casă cu mine, doar că eu eram încă fecioară până în luna martie, când eram la mama la Paris și inevitabilul s-a produs. Trebuie să amintesc cititorului că atunci, în anii 1960, o fată, dacă nu mai era domnișoară, era o adevărată tragedie. Dar eu stăteam liniștită în prostia mea alimentată de minciunile lui Puiu în care credeam ca în însuși Dumnezeu. Plănuisem împreună ca după ce vine el din armată, termin și eu școala, ne vom căsători. După cum am spus, eu aveam o bună prietenă, pe Gina, colega mea de bancă. Gina era și confidenta mea, care i-am destăinuit totul în legătură cu mine și Puiu, precum și planurile mele de căsătorie cu el în viitor. Ceea ce gândești nu e bine, îmi zice, îmi spuse Gina. Și e cu atât mai rău ce ai făcut. În primul rând că tu nu mai ești fată. Iar apoi acest băiat, eu îl știu nestatornic în dragoste, cu sentimente confuze. În final nu e serios, deci nu e bun pentru tine. Îmi pare rău de tine că te-ai îndrăgostit de asemenea om. Cert este că acum judece aiurea când ești îndrăgostită. Câtă dreptate avea Gina, de aș fi ascultat-o eu atunci. Aveam să-i dau dreptate mai târziu, dar era tardiv. Tu ești o fată frumoasă, deșteaptă și cu minte. Nu te merit acest descreierat și a femeiat, mai adăugă Gina. Dar eu nu vroiam să aud nimic. Îl iubeam și atât, știam că fără el nu pot să trăiesc, făcea parte din viața mea și îl vedeam plin de calități în naivitatea mea. Așadar, n-am luat în seamă nimic din ce mi se spunea de rău de puiu. Într-o duminică m-a anunțat că trebuie să mergem să mă prezinte mamei lui, deoarece a venit vremea să ne cunoaștem. N-am fost foarte încântată, dar am mers. Aveam doar două rochițe. M-am îmbrăcat cu cea bej cu carouri discrete, maro, mi s-a părut că e mai frumoasă decât cea albastră, mi-am pieptănat părul lung pe spate, de obicei îl țineam prins în cozi la școală și la practică, am luat pantofii pe care mi-i cumpărase el și poșeta maro și am fost gata. Aveam emoții la întâlnirea cu mama lui. Mă gândeam, dacă nu mă place? Eu nu știam că ea nu mă plăcea dinainte de a mă cunoaște. Știa despre mine că părinții sunt despărțiți și că mama stă cu chirie. Ea își dorea o noră bogată de la țară să primească și ea din când în când produse, carne, lapte, ouă, să aibă un avantaj de pe urma căsătoriei fiului ei. În jurul prânzului am ajuns la el acasă. Maică s-a mai privit îndelung, apoi m-a sărutat pe obraz. Îmi tremurau picioarele de emoție. Am servit masa acolo, unde l-am cunoscut și pe tatălui Vitreg. Mama lui Puiu îi spunea paguba și era într-un continuu litigiu cu Puiu. Am înțeles ulterior că nu s-au înțeles și nu s-au plăcut niciodată. Femeia care urma să-mi fie soacră avea 45 de ani, era plinuță cu părul prins într-un coc împletit în coadă. Avea buze subțiri și o privire cercetătoare. Această femeie, avară, apucătoare și hrăpăreață, avea să-mi facă mult rău pe parcursul vieții mele. Aveam să constat mai târziu că, pentru a-și atinge scopurile, călca pe cadavre, fără să fie înzestrată de bunul Dumnezeu, cu niciun pic de inimă și suflet. Era egoistă și rea, dar reușea foarte bine să ascundă aceste defecte prin prefăcătorie și viclenie. Provenea dintr-o familie cu copii mulți, dintr-un sat la 6 km de oraș, foarte săraci, cu multe lipsuri și fusese crescută și educată în ideea de a strânge, de a aduna, de a se asigura pentru a-i fi bine în viitor în orice împrejurare. Am înțeles mai târziu din povestirile ei că nu s-a bucurat de multă afecțiune din partea părinților, iar mâncarea le era împărțită la toți în funcție de posibilități, sculându-se de foarte multe ori flămândă de la masă. Acest lucru a afectat-o toată viața, alimentele fiind ceva foarte important în viața ei. Că o ținea încuiată cu cheia, iar când ciorba se acrea, o mânca așa, acrită, dar mai adăuga oțet nu arunca nimic. La ei, în familie, era fiecare pentru el, fără să-i pese unuia de celălalt. De altfel, era o femeie muncitoare, nu cerea nimic la nimeni, dar nici nu dădea ceva cuiva. N-am văzut-o niciodată să dea ceva de pomană sau să primească musafiri. Paște, Crăciun sau Revelion le făcea singură împreună cu bucatele ce le pregătea, de teamă să nu aibă ceva de pierdut. Spre ușurarea mea, s-a terminat și vizita mea la mama lui Puiu. Însă gândul îmi era la ce vorbise cu Gina. La începutul lui mai, Puiu se mută la el acasă, iar la mine venea în vizită. Sfârșitul de săptămână îl petreceam la mama împreună cu el. Într-o duminică n-am mai mers la mama deoarece mătușa avea musafiri, iar eu trebuia să o ajut. Venea în vizită na, și ei de cununie. După ce au servit masa de prânz, mătușa și unchiul s-au oferit să-i conducă acasă. Astfel că eu am rămas acasă cu verișorul meu care avea numai 14 ani. Era mai mic ca mine, cu 2 ani. Gândul că nu mai eram fecioară nu-mi dădea pace. Ce va spune mama? Mă gândeam eu. Oare să mă fi păcălit chiar el cu bună știință? Așa era. Oare de ce sunt atât de naivă? Mama am de plâns. Verișorul mă întrebă. De ce plângi, Vera? Ce ai pățit? Dacă promis că nu vei spune nimănui, îți voi spune. I-am spus eu printre lacrimi. După ce a jurat că va păstra secretul, i-am spus necazul meu. Mă gândeam să-mi pun capăt zilelor. Cum să scap de o asemenea rușine? Mă gândeam la mama care mă credea fată cu minte și eu sunt o proastă. Hai să mergem să vorbim cu el, zise verișorul meu. Să nu faci vreo prostie. Ce să vorbim? Am zis eu. Prostia se plătește. M-a păcălit. Uite, Vera, e ora șapte seara, părinții nu se întorc acum. Hai să mergem la el." Și ce să fac? Să-i cerșesc dragostea? El spune că mă iubește, dar dacă mă iubea cu adevărat, nu trebuia să se întâmple asta." Hai totuși să mergem," zise puștul care se speriase de ideile mele sinucigașe și vroia să mă scoată din starea în care eram. La insistențele lui am mers acasă la puiu, dar era întuneric și băiatul a venit înapoi în stradă unde l-așteptam eu." Nu e nimeni acasă, Vera. Eu zic să așteptăm aici, în capătul străzii. Nu știam ce să fac. De fapt, de ce venisem? Într-un târziu a apărut și puiul un soții de mama lui. Vai, ce surpriză, dar ce cu voi la ora asta? Zise el mirat. După ce am salutat-o pe mama lui, l-am chemat deoparte și i-am spus, am venit să spun și ție că acum știu despre ce-i vorba. Am aflat, cu toate că e târziu pentru mine, da, asta e. Am crezut în tine și acum plătesc. De altfel ca orice greșeală la care se suportă consecințele. Dar vera ce s-a întâmplat de vorbește așa. Tu știi că nu mai sunt domnișoară, iar mie mi-ai spus cu totul altceva. Ai profitat de naivitatea mea și m-ai păcălit. N-am venit să-ți cerșesc dragostea, ci doar să spun că nu vreau să mai aud de tine niciodată. Cu aceste cuvinte m-am întors cu spatele să plec abia stăpânindu-mi lacrimile. Stai puțin unde pleci? Tu nu știi că eu te iubesc din toată inima și din toată ființa mea? Cum poți gândi așa ceva? Noi vom fi împreună indiferent de ce se va întâmpla, dar am convenit să terminăm tu școala și eu armata și atunci să ne căsătorim. Dar lucrurile se vor schimba. Dacă tu nu ai încredere în mine, vom rămâne împreună chiar de mâine. Știi că nu e posibil. Vrei să pierzi școala și apoi? Ce va spune mama? Spuse eu, izbucnind în plâns. Stai puțin, că nu e așa. Vei merge mai departe la școală și nu va ști nimeni că suntem împreună, deoarece vom oficia căsătoria când termin școala. Cât privește mama ta, îi vom lăsa un bilețel la proprietărea să să atenuăm surpriza, unde îi vom spune că ne iubim și că vom rămâne împreună. Nu cred că e bine. Nu trebuia să se ajungă aici, am zis eu printre lacrimi. Mai sunt eu fată de măritat? faptul e consumat. Important e să ne iubim și vom reuși te rog să faci cum spun eu și totul va fi bine. Cuvintele lui m-au liniștit. Avea asupra mea un efect de vrajă, astfel că totdeauna făceam ce zicea el. Trebuie să plecăm acum, am zis eu. E târziu și poate a venit mătușa. Bine, te aștept mâine la școală și vom mai pune la punct ultimele amănunte. Am plecat de acasă cu vărul meu, unde spre bucuria noastră mătușa și unchiul nu ajunseseră. N-am dormit toată noaptea de gânduri. M-a luat somnul către dimineață și am avut coșmaruri. M-am trezit țipând, transpirată și speriată. Am visat-o pe mama țipând, leșinând și în final murind din cauza mea. A fost ultima mea noapte de fată, înainte de a intra în vâltoarea vieții, înainte de a mă preda cazurilor care s-au năpustit asupra mea de atunci. Dimineață am plecat la școală fiind foarte tulburată și gândindu-mă numai la ce va fi. Bineînțeles că i-am împărtășit bunei mele colege, intențiile și temerile mele. De ce ți-e așa frică de mama ta încât vrei să te distruși pentru asta? Chiar nu realizezi că acest om nu te merită? E neserios, schimbător ca vântul, lași fără simțul răspunderei și un fustangiu fără pereche. Tu ești cu minte, frumoasă, deșteaptă." Meriți ceva mai bun decât un fumurat ăsta cu șapte clase care se iubește numai pe sine. Uite, Marian ar face orice pentru tine. Marian era un coleg de al nostru de la o clasă paralelă. A venit la mine cu lacrimi în ochi și mi-a spus că te iubește, iar tu nici nu vrei să auzi de el, zise colega mea. Nu știu de unde îngăsești-o atâtea calități. Eu nu cred că nu mă merită puiul. Eu îl iubesc așa cum e și îmi pare foarte rău că tu, prietena mea, poți vorbi atât de ură de băiatul pe care îl iubesc. Sunt foarte supărată pe tine, spuse eu. Atunci nici nu bănuiam câtă dreptate avea colega mea de bancă și câtă suferință îmi va provoca omul pe care eu l-am iubit cu toată ființa mea și cu toată sinceritatea și puritatea vârstei mele când ai pentru prima dată fiorul dragostei. Dar să revin la planul meu pe care îl făcusem cu puiul și pe care ne pregăteam să-l punem în aplicare. Eu eram convinsă că și el mă iubește tot atât de mult pe cât îl iubeam eu, iar temerile mele referitoare la relele lui intenții erau fără temei. Cu astfel de gânduri în suflet și cu dragoste în inimă, hotărârea mea fuluată. Așa că, pe 24 mai 1968, am plecat cu trenul de seară la mama la Periș împreună cu puiul. Aici el a cumpărat un litru de vin pe care l-a dus pe furiș la proprietăreasă, care era mare consumatoare de alcool, împreună cu un bilet pentru mama. A rugat-o frumos să-i înmâneze biletul mamei a doua zi seara, dar neapărat după ce pleacă ultimul tren către orășelul nostru. Biletul era scris de el și se adresa mamei, având aproximativ următorul conținut. Dragă mamă! Până atunci nu folosise acest apelativ. Să știi că Vera nu va mai veni acasă deoarece se mărită cu mine. Să nu fi îngrijorată că eu o iubesc mult. Al dumit ale Puiu. Proprietărea s i-a mulțumit pentru vin și l-a asigurat că biletul va ajunge la mama mea la ora potrivită. După aceea, Puiu mai alimentă odată creierul cu serotonină, făcând un fel de fel de promisiuni care mai de care mai siropoase și asigurându-mă că totul va fi bine. Eram foarte optimistă în privința viitorului meu cu Puiu, pentru că aveam foarte multă încredere în el, în vorbele și dragostea lui. Singurul lucru care îmi sfâșia inima era mama. Cum va suporta asemenea traumă? Cât va fi ea de afectată de rana pe care o pricinuiesc eu prin nesăbuința mea? Cu capul cât o baniță de gânduri și nesomn, a doua zi am plecat la școală, unde avea să mă aștepte el la ieșirea de la ore ca să mergem la mătușa lui cum stabilisem. La școală m-a luat în primire Gina, pe care am repezit-o și n-am mai vorbit cu ea, fiind supărată deoarece îl ponegrise pe puiu și vorbea urât despre el. Am făcut două ore de merceologie și două de microbiologie, din care nu am înțeles nimic. Apoi am ieșit să mă întâlnesc cu puiu de unde am plecat spre Marea Aventură. Era 25 mai 1968, ziua în care m-am declarat neoficial nevasta lui Puiu. Cum veneam de la școală, îmbrăcată în uniformă, cu bentița albă pe cap, matricola și mapă de cărți la subțioară, când Puiu m-a prezentat mătușii lui drept nevasta mea. Cum nevasta, măi, Puiule, eu văd că ești cu o fetiță. Da, tu și Ana, da, am plinit deja 16 ani, mai e puțin și face 17, dar va merge la școală mai departe, deoarece nu oficiem acum căsătoria, altfel nu va afla nimeni de la școală că suntem împreună." Cum zici tu, măi puiule, da, nu vreau să am necazuri cu soarmea." Ia ce zice?" Lasă asta în seama mea, tu dumnei, nu vei păți nimic, dumneata nu vei păți nimic." Bine, măi puiule," spuse mătușa, care era surdă, dar o femeie de treabă. Dar Elena ceva spune. Stai liniștită tu și cu dumneata nu să ai nicio problemă, iar mie nu-mi trebuie altă nevastă decât aceasta pe care o vezi, poa să zică mama ce o vrea." Ana avea o casă cu prispă și două camere cu sobă, cum îi zicea ea. Prispa era lipită cu pământ galben, iar casa văruită în alb, cu un brâu negru foarte modestă, dar foarte curată. Camera în care ne-a invitat avea două paturi din lemn, acoperite cu scoarțe de lână, iar pe pereți erau așezate scoarțe țărănești asemănătoare cu cele de pe paturi. Interiorul mai conținea o masă de lemn acoperită cu mușama și o policioară prinsă pe perete, unde tronau câteva cănuțe de lut. Mai era o icoană pe perete la răsărit. Pe jos erau preșuri făcute în casă, unde pe alocuri se vedea pământul lipit cu grijă, la fel ca și prispa. Totul era foarte curat și mirosea a pelin și asomie. somie. Gazda noastră provizorie avea trei fete. Cea mai mare era căsătorită acolo în sat, cea mai mică era la școala primară, iar mijlocia care era de seamă cu puiul era surdomută. Pe moment n-am observat toate acestea mănunte, ci abia mai târziu, când am fost într-o vizită acolo. Atunci eram foarte aeriană, mă gândeam numai la cum voi ieși din această problemă, ce va zice mama se va întâmpla? Avea inima cât un purice și mintea amestecată. Vorbeam mecanic, mă purtam ca un robot. Așa simplă, casa tușei Iana, avea un aer primitor unde te simțeai bine, totul emana liniște, iar mătușa era o femeie bună și sinceră. Câtă deosebire între ea și sora ei mai mare, Elena. Am îndrăgit-o de cum am văzut-o. Da mă, puiule, fata asta e mică, e la școală. Vă, care și mapa de cărți la ea. Ce va spune mama ei?" Ei, hey, aici, aici. Mama ei e cel mai mare obstacol pe care trebuie să-l trecem. Pe mine nu mă vrea ca ginere și pe ea nu o va lăsa de bunăvoie cu mine, că trebuie să-și termine școala. Zice că are gânduri mari cu ea să meargă la liceu, apoi la facultate." Fii ca ei pe care o consideră foarte deșteaptă. Da, mai vedem ce vom face, găsim noi o soluție. Un lucru e cert, noi nu ne vom despărți sub nicio formă. Vom face tot ce e posibil să înlăturăm toate obstacolele." Zise puiul cu vocea lui inconfundabilă, țipată, astfel încât atunci când vorbea, avea impresia că se ceartă. Eu ascultam neutră și absent această discuție, încercând fără succes să citesc ceva din manualul de română. Ei discutau ca și când eu n-aș fi fost de față. Am dormit acolo seara, Toată noaptea am plâns, m-a luat somnul către dimineață, în total am dormit vreo trei ore. A doua zi ne-am prezentat la mătușa Ștefania, unde urma să ni se decidă soarta. Bineînțeles că așteptam întrunirea Consiliului de Familie, al cărui șef era mama. Când m-am apropiat de scara blocului, mi s-au înmuiat picioarele, iar o durere acută mă străpungea în capul pieptului însoțită de o senzație de vomă. Asemenea, simptomele mai aveam la examene. Acasă era bunica și mătușa care fusese alertate de mama în seara precedentă. Deci, cum isprava era cunoscută, de cum am intrat n au luat în primiră. Ce ai făcut, Vera? Mai ta era să moară seară. Nu știu ce va ieși de aici, zise bunica îngrijorată. Ce să fie, mămăițo," lo cuvântul puiu. Noi ne iubim și nu concepem viața unul fără celălalt. Suntem dispuși să acceptăm orice consecință. Atunci tanti Ștefania și început pledoaria. Azi noapte pe la miezul nopții a sunat soneria. M-am dus să văd cine poate fi la o asemenea oră. Când deschid era Nora. Nici n-a intrat bine în casă și m-a întrebat. Fata mea e aici? Iar eu am răspuns că nu. Atunci a căzut jos lângă ușă, s-a trezit toată lumea din casă, i-am dat coțet pe la nas și apoi pe față și și-a revenit. Atunci a început să jelească ca la mor, zicând într Fata mea, Ștefania, fata mea, singura mea fată ce mă fac acum." Dar ce s-a întâmplat? Nora a murit?" I-am zis eu, văzându-i disperarea. Fata mea, Ștefania, n-am avut parte de ea. N-a murit, dar-i ca și moartă. Nenorocitul ăla de poștaș vagabondul la care n-are nicio meserie a fugit cu fata mea." A, asta era bine că n-a murit." Băiatul -o, o iubește și oricum nu mai e ce să faci acum, Nora încearcă să-ți revii. De ce spui așa, Ștefania? Că tu ai băiat. Ce să facă fata mea cu băiatul ăsta care nu are armata făcută, nu are nici meserie și pe deasupra mai e și malagambist. Astfel de băiat merită fata mea, plus de asta e ea de măritat, care nici măcar n-a terminat școala. Dacă e sora mea de suflet, merge acum cu mine să o luăm de acolo, poate nu s-a consumat momentul, știu adresa. Așa că am plecat pe la ora 1 și am ajuns acasă la Puiu, unde Nora a făcut percheziție generală sculând oamenii din somn. Tot timpul a plâns cu sughițuri, iar acum a plecat la serviciu. Urmând să vină iar în după amiaza asta să te caute în continuare. Avea o înfățișare jalnică și abia mergea pe drum. A spus că nici nu concepe să vă lase împreună, așa că îi de rău. Așa și-a încheiat mătușa povestirea.